Cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat a continuat astăzi cu proba de limba și literatura română. Eminescu, Blaga și viziunea lumii într-un roman studiat fiind subiectele ce au trebuit rezolvate de către candidați. Primul subiect, notat cu 30 de puncte, a făcut referire la 4 strofe din poezia Dor trece anii de Mihai Eminescu, iar absolvenții au avut două cerințe, să numească un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor, afermecat și taină, să explice rolul cratime din secvența Dacă al ei glas, să construiască un enunț în care să folosească substantivul glas, să transcrie două cuvinte din text ale căror formă reprezintă abatere de la normele actuale ale limbii literare, să precizeze două motive literare identificate în textul dat, să menționeze două mărci lexicogramaticale ale subiectivității prezente în textul citat, să prezinte semnificația unei figuri de stil din textul dat, să ilustreze cu exemple din texte două trăsături ale genului liric și să comenteze în 6-10 rânduri prima strofa poeziei prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice. La cel de-al doilea subiect, notat tot cu 30 de puncte, candidații au avut de scris un text de tip argumentativ de 15-20 de rânduri despre munca eficientă, pornind de la ideile sugerate de afirmațiile lui Lucian Blaga. Trebuie să existe o anumită concordanță între acțiuni și planuri dacă vrem să scoatem din ele toate roadele pe care le putem da. La subiectul 3, în schimb, absolvenții au avut de redactat un eseu de 2-3 pagini în care se prezinte tema și viziunea despre lume dintr-un roman studiat și totuși, la ieșirea din sală, candidații au declarat că subiectele au fost accesibile. Ne spui și nouă ce subiecte ați avut? Au fost grele, ușoare? Nu au fost așa de grele, dar eu am crezut că o să fie poezie. Te-ai așteptat? Dar nu a fost greu. Mai bine decât sesiunea întâia. Cât crezi că vei lua? Nu știu. Au fost acceptabile. Mai greu decât în vară? Decât în vară, nu. Nu a fost mai greu. A fost ok. Ne spui cum au fost subiectele? Destul de ușoare. Mai ușor decât în vară? Da. Cât crezi că vei lua? Nu. No. Probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat 2012, sesiunea a doua, vor continua cu proba la limba maternă, în data de 28 august, proba obligatorie a profilului matematică sau istorie, 29 august și proba la alegere din aria curriculară a profilului care va avea loc în 31 august. Primele rezultate la a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2012 vor fi afișate pe 2 septembrie. Nemulțumiții vor putea depune contestații în acea zi, în intervalul 16-20, urmând ca rezultatele finale să fie publicate pe 5 septembrie. Rata de promovare la prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an a fost de 44,41% după soluționarea contestațiilor, mai mică decât anul trecut.